Clubul se află la un moment de răscruce, nu primul și nici ultimul, cred. În toată istoria zbucimată a celor 102 ani de zile, momente din astea, numai noi, de când suntem, eu și cu domnul Vrănescu, au fost pe puțin 3-4 momente astrale, în care a fost care pe care, unde, când, și de fiecare dată am găsit soluții. Acum 8 ani de zile, într-un moment similar, conducerea de atunci, care era reprezentat CFB, l-a negăsit pe noi. Pe mine și pe colegul meu, Valea Vrănescu. Sperăm ca la 8 ani de zile, demersul nostru, ceea ce inițiem astăzi, este să găsim pe cineva dispus să preia ceea ce noi am încercat să menținem în viață în decursul celor 8 ani. Fiindcă, de fapt, vă spun cu toată responsabilitatea, asta s-a întâmplat în ultimii 8 ani de zile. Nu am reușit decât să... Tot ceea ce am făcut a fost de a menține clubul în viață prin diferite strategii, că sunt de natură juridică, de natură comercială. Am ținut clubul în viață cu speranța că cineva, de undeva, cândva, ca filmul a fi cunoscut, va veni și și va dori să se implice și să aibă și puterea și competențele necesare să conducă clubul. Adică vă luați adio acum? Relativ. Nu, în funcție de ce se va întâmpla. Nu suntem atât de irresponsabili, astfel încât dacă nimeni nu se oferă să vină și să dăm totul la o parte și munca noastră și, în primul rând, munca copiilor, munca... Clubul nu înseamnă numai echipa de seniori. Înseamnă cele 5 echipe care reprezintă Brăila la nivel național, înseamnă grupele de copii, înseamnă mult mai mult, înseamnă istorie acestui oraș. Dacia Ungherea este un brand al orașului, menirea mea și a celor care ne-am luptat este de a ține viu acest club, având în vedere că, din păcate, în lumea asta în care trăim și în care valorile la care copiii noștri se raportează sunt total distorsionate, valorile la care se raportează copiii noștri, una din ele ar trebui să fie și istoria acestui oraș. Nu ne cunoaștem istoria, nu ne cunoaștem, e ca și cum ne-am cunoscut părinții. Clubul ăsta reprezintă pentru oraș, din punctul meu de vedere, o instituție creată în primul an după Unire, în același timp în care în oraș apărea muzeul orașului, biblioteca, ar trebui să fie un punct de reper. Din păcate, sunt atâția ani de zile în care ne naștem într-o crasă mediocritate, ne scăldăm într-o crasă mediocritate și într-un cer vicios din care nu putem ieși. Cel vicios plecând de la lipsa resurselor financiare, care lipsa resurselor financiare au condus la imposibilitatea de a construi loturi bazate pe juniori, pe copii, să ne creștem copiii sănătos, copiii clubului cum trebuie, să aducem un plus jucători care ar putea să aducă plus valoare. Și numai atât. Știți, toți suntem în lumea fotbalului și știm că suma elementelor în fenomenul ăsta se face mai mult decât întregul. Lipsa resurselor ne-au dus automat către lipsa rezultatelor. Lipsa rezultatelor a îndepărtat spectatorii și suporterii așa care erau de lângă club. Și uite așa, ne tot învârtim de ani de zile, tot încercând că de undeva am reușit să ieșim din forța asta centrifugală din care simt că nu suntem priși pe veșnicie aici. Cam atât ca și introducere, n-aș vrea să plictisesc.
Vă las pe dumneavoastră. Eu vreau să te întreb, dincolo de nostalgia și de un fel de mea culpa pe care ți-o faci, că asta a fost, tu acum faci un apel să vină cineva să preia clubul? Exact. Și cam ce speranțe sunt? Păi, din spatele tastaturii avem foarte mulți oameni care ne cer demisia și caută să vină alții, că dacă nu plecăm noi, nu vin alții. Uite că am zis să se termine și etapa asta cu bune, cu rele, mai mult rele în ultima vreme. Solicitarea noastră este serioasă? Foarte serioasă. Nu, este o decizie pe care am luat-o împreună cu domnul Avramescu. Florentin vă poate confirma că i-am comunicat în primul rând lui, apoi doamna Alina Tatu vă poate comunica, am mers și am comunicat-o și principalului finanțator al clubului Consiliului Județean. Le-am făcut și propunerea de a prelua dumnealor clubul. Din păcate... Legal se poate? Se poate, este o asociație, este o asociație non-guvernamentală. Oricine poate să intre ca membru asociat. Răspunsul domnului președinte, din punct de vedere unul de bun simț, că nu poate să țină doi pepeni într-o mână și handbalul și la nivelul județului Brăila putem să înțelegem asta, având în vedere potențialul economic. Am muncit enorm de mult să realizăm această performanță împreună cu oamenii de lângă dumneavoastră. Suntem puțini, am fost puțini și bineînțeles oamenii care ne-au sprijinit financiar, mă refer, Consiliul Județean în suflet cu domnul Chiriac plus domnul Cărligea, pentru că are și el meritele lui, mi se pare un lucru normal. Pe ceea ce am făcut noi acolo, într-o perioadă destul de scurtă, se cheamă performanță pe care nu știu dacă cineva o vom mai realiza în România cu banii pe care i-am avut. Am avut un grup și el încă l-am, acest grup de copii minunați pe care îi respect și o să-i iubesc toată viața mea pentru performanța pe care au făcut-o, pentru unitatea de care au dat dovadă în toată perioada când am antrenat. I-am antrenat și bineînțeles, cu siguranță, pe mulți dintre ei o să-i mai antrenez pe viitor pentru că au calitate și mi se pare un lucru normal. Într-adevăr, situația pe care am întâmpinat-o în toată perioada asta, am trecut de la cea mai mare fericire pe care am întâlnit-o profesional la un parcurs destul de greu, destul de anevoios, destul de... ce să zic, a fost un eșec total al nostru, al tuturor, dar să nu uităm și de condițiile în care s-a lucrat. Adică, într-un timp destul de scurt, sunt echipe de Liga 3 care au bugete și au cheltuit aproape 100 de miliarde și n-au reușit de 3-4 ani de zile să facă ceea ce am făcut noi cu banii aceia de 8 miliarde pe care i-am avut în perioada când am promovat. Momentul când am... O să fac o corecție. Suma este mult prea mare față de realitate. Ce spui tu? Da, știu. Da. Pentru că noi știm foarte bine prin ce am trecut și cât de mult ne-am chinuit. Pentru că dacă începea o ploaie, noi trebuia să mă antrenez 3 zile în parc, să găsesc terenul, să găsim terenul după pe la Galaza. Adică performanța pe care am obținut-o în perioada aceea a fost extraordinară. Normal. În momentul când am făcut următorul pas la Liga a doua, în cont, trebuia să avem cel puțin 500.000 de euro ca să putem să începem. Deci doar trebuia să fie în cont. Ca să faceți ce? Să aduceți alți jucători? Pentru că, practic, erau aceleași elemente. Nivelul de la Liga a treia la Liga a doua este extraordinar de mare. De exemplu, deasupra noastră, mă refer ca și buget. O echipă de Liga a doua nu poate să înceapă un campionat fără 1 milion de euro în cont. Ai 1 milion de euro, îți poți aduce jucători care fac diferența, sunt jucători pe care îi poți încadra, dar
De exemplu, sunt 4-5 jucători care pot câștiga o anumită sumă care îți fac diferența. De fapt, toți știu de acolo, de la dumneavoastră, că am gândit-o atâta timp cât ai muncit și ai realizat o performanță, era normal să mergem mai departe cu aceia jucători. Deci, nu trebuie să ne ascundem de un lucru. Fiecare din noi evoluăm la un nivel în care ne atingem nivelul maxim de competență sau de incompetență. Nu putem evolua mai mult. Și nu e rușine. Eu, profesional, am evoluat până la un punct. Sunt convins că nu pot să fac mai mult. Dar ar trebui să mă pui să studiez din nou, să fac. La fotbal, din potrivă, Dumnezeu te naște, îți dă o anumită doză de talent pe care o suplinești prin muncă, prin tare. Ești limitat la un nivel. Nu trebuie să ne ascundem de asta. Și, din păcate, o parte din copiii noștri au fost limitați la acest nivel.